lumea, cât de cât așa. Mergem la toată lumea. Astăzi că aveți de dat și zăpada acum înainte de antrenament. Da, am dat. Am venit noi stafful mai devreme și am început noi înaintea jucătorilor. Asta e ca în tinerețea ta, când dezăpezeați Giuleștiu, nu? La Giulești chiar n-am apucat, poate Zgura de lângă Giulești, unde ne antrenam când eram copil, dar până la urmă ne așteptam la astfel de condiții, chiar dacă a venit oarecum, chiar din prima zi de pregătire am avut vacanța cu 10-12 grade, am ajuns în prima zi de antrenament să facem pe astfel de, o astfel de vreme. Dar v-am zis, ne așteptam, știam că este o situație specială și va fi de-a lungul acestei pregătiri, pentru că se poate pleca foarte greu în altă parte. E o situație cu care nu ne confruntăm doar noi. De ce se dă o a plecat? De ce n-ați putea și voi? Da, dar am văzut discuțiile care sunt în jurul FCSB-ului și n-am vrea să ajungem într-o astfel de situație. Aveai plan să mergeți undeva în cadrul? Nu, au fost discuții de a pleca, dar mi-am dat seama că e foarte complicat și am ales să rămânem aici. Deja ne-am stabilit și cantonamentul și locul în care vom petrece. Va fi la Znagov, un cantonament la Znagov de 2 săptămâni, începând cu data de 25. Mulțumit de vacanța asta de achiziții? Da. S-au făcut transferuri foarte bune, jucători pe care i-am dorit foarte mult, au venit jucători cu experiență, au venit și jucători tineri. Cred că ne-am întărit, din punctul meu de vedere ne-am întărit. Mai spune că prima șansă la promovare, poate, după aceste transferuri? Consider că avem șanse la promovare, că avem prima șansă, mi-e greu să estimez în momentul ăsta. E o situație, așa cum vorbeam și mă făceam referire la pregătire, e o situație atipică și pentru competiție, pentru tot ce înseamnă această pandemie cu jucători care pot să se infecteze și pot să piardă 2 săptămâni. Am văzut echipe care au avut astfel de căderi. A trebuit să avem o constanță și nu doar în joc, ci și în responsabilizarea jucătorilor, să stea liniștiți și să-i ținem sănătos, să nu-i pierdem pentru 2 săptămâni, pentru că 2 săptămâni pierdute nu înseamnă doar acele 2 săptămâni, înseamnă mult mai mult cât ei pierd din pregătire și din tot ceea ce înseamnă perioada competițională. Poate să avea prioritate la vaccinare, cel puțin sportivii. Da, nu, cred că e relativ să discutăm despre lucrul ăsta în ceea ce ține de sportiv. Probabil că se va ajunge în situația în care sportivii vor trebui vaccinați, pentru că noi plecăm foarte mult și probabil că vom ajunge să fim într-o situație de a ne vaccina. 4 puncte diferență față de primul loc e mult, e puțin la momentul ăsta? Și cu etapele care mai sunt de disputat? Nu este mult, nu. Mai ales că după aceea se ajunge în situația de a juca un play-off în care joci de încă 2 ori cu acea echipă de pe primul loc, care este Craiova în momentul acesta. Dar v-am zis, este relativ să facem calcule, noi trebuie să ne pregătim foarte bine, să parcurgem etapa aceasta de 6 săptămâni până la primul meci oficial și să ne atingem obiectivele așa cum le-am atins din punct de vedere al vacanței, cum spuneați dumneavoastră, al transferurilor, așa să ne atingem și obiectivele din punct de vedere al pregătirii. Dar n-ai emoții pentru postul tău, că a rămas și Șumudică liber? Nu, am văzut ce s-a întâmplat. Îmi pare rău de situația lui Șumi. Totuși, cred că vedem cum a fost tratat în Turcia, dar cred că ar trebui să fim puțin mai uniți noi românii față de reacțiile care sunt în jurul nostru și am văzut situația aceea cu Colțescu, ce s-a întâmplat și cum au fost atacați și cum au fost pus la zici și acum am văzut acele jigniri de care a avut parte Șumi și reacțiile sunt insignifiante din ceea ce vine dinspre noi, dinspre români. Și aici asta e, cred că, e marele minus al nostru. Legat de Șumi, m-aș bucura, sincer, m-aș bucura să poată să vină să ajute și să, cu siguranță, ceea ce poate Șumi în momentul ăsta și ar putea să aducă, ar fi un mare plus. Oricine la Rapid nu se ține cont de o persoană sau oricine ar putea să vină și să aducă, să asigure promovarea, va fi bine primit de orice rapidist, deci inclusiv și de mine. Dar Șumi are o anumită cotă. Când este Rapidul promovat. Șumi are o anumită cotă și sunt convins că va merge la o echipă puternică. Deci te așteaptă să-i faci treaba și după aceea vine să-ți ia locul. Cum e? Da, îl așteptăm cu mare drag, pentru că Șumi totuși reprezintă ceva pentru clubul ăsta. Este în momentul ăsta unul dintre, și nu ne ferim de cuvinte, unul dintre antrenorii foarte buni ai României. Este rapidist, cu atât mai mult oricând va dori să vină,
eu din orice postură îl voi primi cu brațele deschise. L-ai vedea poate la Craiova, la echipă de top, că la un moment dat au fost niște discuții acolo și ținând cont că este liber, cine știe. Da, putea, de ce nu? Nu cred că ar fi o problemă pentru absolut nimeni. Craiova în momentul ăsta este o forță financiară, fotbalistică, o echipă care, un club care se bate să câștige campionatul și o face de câțiva ani, nu doar anul acesta, și l-aș vedea, da. De Dinamo ce zici? Că ai trecut pe acolo și vezi care este situația. Da, este ceva, da, oarecum la Dinamo pare așa o senzație pentru rapidiști de deja vu, pentru că oarecum sunt lucruri pe care noi le trăiam acum câțiva ani, cu salarii mari, din punctul meu de vedere, nu știu acum dacă cineva a făcut intenționat lucrul ăsta, dar era evident că în România nu ai cum să plătești asemenea venituri pentru că nu generezi acele sume. Nu poți să, poate doar să vii să bagi mâna în buzunar, poate că aș fi văzut un investitor român mare dinamovist care să fie dispus să piardă bani. În momentul în care vine un afacerist de nicăieri și oferă acele salarii, de la început mie mi s-a părut ceva foarte ciudat. Și simți că se va întâmpla la fel cum s-a întâmplat cu Rapidul, nu? Da, nu știu ce se va putea face. Poate că îi spun speranțe în ceea ce privește această asociere a suporterilor în DDB și poate vor reuși să negocieze, să reeșaloneze acele plăți și să reușească să salveze ceva. Nu știu acum ce se poate întâmpla, care sunt căile, nu știu exact, pentru că ei vin și după o insolvență, nu știu dacă legile sunt mai severe pentru ei. Dar de ce crezi că nu se autosesizează niciun organ al statului, nici în cazul Rapidul, nici în cazul Dinamo și până la urmă au fost în două cluburi mediatizate și importante? Da, vă dați seama că mă depășește situația asta și nu pot să-mi dau seama ce organ al statului ar putea să se sesizeze într-o astfel de ipostază, nu știu. Mi-e greu să răspund la întrebarea asta. În martie puteai să fii la Euro. Regrete? Nu, niciun regret. Nu, am știut de atunci care sunt plusurile și minusurile venirii la Rapid și am ales și m-am împăcat cu această idee. Știu că va fi și sunt convins că Naționala U21 va face o figură foarte frumoasă în Ungaria. Le voi ține pumnii, chiar am schimbat câteva mesaje cu Adi acum câteva zile și îi sprijin de la distanță.